În această perioadă, vasluienii care trec pe la casierii pot fi numărați pe degete. Ziua. Bună, Cerverica. Doi nici blocul 4, etajul 7, etajul. Scara, etajul 1, apartamentul 6. Am plătit? Nu, dar mă întreba, nu, că datoriile am plătit, da. Nu rămâne o fără să plătesc datoriile. Ați plătit înainte de sărbători? Da, înainte de sărbători. Eu o dat pe lună salar, 6 milioane eu o dat. Dacă nu plătesc la începutul lunii, după aceea cu ce mai plătesc? Până pe 6 iunie cu ce plătesc? Acum plătesc, acum prima dată și după aceea dacă mai rămâne ceva, mai plătesc. Până pe 6 mă întind. Eu sunt bugetară, dar n-am fost niciodată cu restanță și nici nu o să rămân. Fac așa cum pot, cum mi-e frică de datorii. Conducerea societății spune că situația s-a înrăutățit de câteva luni. Încasările au scăzut cu peste 10%. Din păcate, se menține încă trendul descendent al încasărilor. Nivelul acestora este în continuare scăzut. În ultima perioadă, în ultimele luni, s-a constatat o scădere a gradului de încasare. Se pare că...